Salut și bine v-am găsit! În videoclipul de astăzi vom încerca să dăm de urma unui infractor fugar care a fost condamnat pentru comiterea a 10 infracțiuni. Haideți să vedem despre cine este vorba și ce pedeapsă a primit. În luna septembrie a anului 1997, în bazarul din piața centrală din Târgu Neamț, Sandu Toader și Petru Tărâță, cei mai cunoscuți valutiști din zonă, au fost acostați de un necunoscut care l-a propus să meargă cu el până la mama sa în comuna Pipirig pentru a o ajuta să schimbe niște valută. Se pare că aceasta primise de la sora lui, care se afla în Germania, 1700 de mărci și 2800 de dolari. După ce au convenit asupra sumei pe care urmau să o primească cei doi, s-au urcat în mașina lui Sandu, o Dacia roșie, și au plecat spre Pipirig cu necunoscutul în dreapta. Când Sandu și-a dat seama că necunoscutul i-a dus numai pe rute ocolitoare, undeva pe lângă satul Pluton, zis Latina Pădure, Sandu a încetinit mașina. Atunci necunoscutul a scos un pistol și o pereche de cătușe și le-a spus celor doi că este capitan la poliția Neamț, pe nume Negrea, și că îi urmărește de multă vreme. Sandu a smuls cheile mașinii din contact și a luat-o la fugă, sărind gardul unei gospodării și alergând până într-o pădure. Capitanul Negrea l-a încătușat pe Petru și, pentru că Sandu a fugit cu cheile mașinii, a încercat să pornească Dacia legând firele pe direct. Într-un final a reușit, cu ajutorul unui șofer de microbus care trecea pe acolo, și a plecat, cu Tărâță pe bancheta din spate, încătușat. Între timp, Sandu a mers prin pădure căutând un copac, la rădăcina căruia ascunsese o pungă cu 7.500.000 de lei, bani vechi, și gândindu-se mereu la Tărâță și la ce se întâmplase. El nu prea credea că necunoscutul este polițist, dar și dacă era așa, însemna că prietenul său se afla deja în arest. La un moment dat găsește copacul, ia banii, iese la șosea unde se urcă într-o mașină de ocazie și se duce acasă, unde îi povestește soției toată întâmplarea. Aceasta îl sfătuiește să se ducă la Târgu Neamț pentru a afla ce s-a întâmplat cu prietenul său. Pe la ora 18:30 a ajuns în piață, unde a început să întrebe în stânga și în dreapta de Petru. Nimeni nu știa nimic, nimeni nu l-a văzut. Toți credeau că sunt împreună, așa cum i-au văzut plecând dimineață. Într-un final, se duce la o rudă care avea un vecin polițist ca să întrebe de capitanul Negrea. Dar se pare că în tot județul nu a auzit nimeni de el, așa că și-a inima în dinți și se duce la poliția din Târgu Neamț, unde a descris toată întâmplarea. Imediat s-a format echipa operativă și s-a trecut la cercetări. Deoarece Sandu încerca să ascundă anumite detalii, cum ar fi sume de bani și alte infracțiuni minore pe care le-a comis, relatarea sa era puțin cam neclară. Nici testul poligraf nu a ieșit foarte concludent, însă polițiștii au mers pe ideea că Sandu este încă în stare de șoc. Au reușit însă să refacă traseul parcurs de Sandu, Petru și capitanul Negrea, însă nu s-a descoperit niciun indiciu cu privire la Tărâță sau la mașină. Nu au fost văzuți nicăieri în zonă. La un moment dat însă, sora lui Tărâță, Ecaterina Ungureanu, primește un telefon de la un bărbat cu accent basarabean, care s-a prezentat cu numele de Ianov. Acesta i-a spus că Petrov, Petru al nostru, este la o reglare de conturi privind o afacere de 10.000 de dolari care nu a fost încheiată la timp și că se va întoarce acasă a doua zi dimineață. Lui Sandu i s-a părut suspect apelul și le-a spus polițiștilor că nu poate fi vorba de o reglare de conturi, deoarece ei nu fac afaceri cu basarabenii și că se înțelegea bine cu toți bișnițarii din Chișinău. Pe lângă asta, capitanul Negrea nu era basarabean și ar fi dat seama. El l-a descris polițiștilor pe pretinsul capitan, s-a întocmit portretul robot, au fost alertate toate posturile de poliție și a fost pus sub ascultare telefonul Ecaterinei. A doua zi dimineață, în jurul orei 7:30, sună telefonul. Același bărbat cu accent basarabean îi spune Ecaterinei că Petrov va emigra în Canada și că o va lua și pe soția sa. Și i-a transmis lui Sandu că își găsește mașina în Vama Siret. În urma verificărilor efectuate în Vama Siret, nici urmă de mașină. Și Sandu și polițiștii se simțeau ca și cum cineva își bate joc de ei. Pe 22 septembrie, Ecaterina mai primește un telefon de la bărbatul basarabean. De data aceasta,
o informează că Petru este deja în Canada și că se va întoarce de Crăciun să o ia și pe soția lui. Între timp, căutările nu au încetat, astfel că, pe 27 septembrie, la 80 de kilometri de Pluton, de unde a fugit capitanul Negra cu tăruță încătușat în mașină, în zona Baraj Bicaz, într-o râpă de lângă drumul forestier ce duce la izvorul alb, s-a găsit o mașină Dacia carbonizată în proporție de 80%. La fața locului au ajuns criminaliștii, împreună cu Sandu, care știa că a avut bani și bijuterii ascunse prin mașină, așa că s-a apucat să caute. A scuturat de volan, de unde a căzut un cocoșel, iar sub preș s-au găsit urme de bancnote de dolari arse. În timp ce unii polițiști cercetau în amănunt zona pentru a găsi și alte urme, o altă echipă de polițiști continua cercetările în Târgu Neamț. Așa au dat peste un vânzător de tablouri contrafăcute, Gheorghe Cojocaru, care le-a spus că știe de capitanul Negra de la Ion Radu, verișorul său. De fapt, Ion Radu fusese încarcerat împreună cu așa zisul capitan, iar de curând, cineva i-a cerut să facă în așa fel încât să-i ducă pe polițiști pe urmele unui bărbat basarabean. Ion Radu a fost chemat la sediul poliției, unde l-a recunoscut pe capitan din fotografiile prezentate, iar fișa de deținut a ajutat la identificarea falsului capitan. Acesta era Dănuț Bălțătescu, în vârstă de 36 de ani, tractorist rutier, căsătorit și cu doi copii. Dosarul acestuia se pare că era destul de încărcat, fiind condamnat pentru furt și înșelăciune. Polițiștii au reușit să afle că acesta a plecat în Istanbul la 23 septembrie, unde se afla și Constantin, fratele său mai mic, pe numele căruia se pare că a cumpărat o garsonieră chiar în ziua plecării, garsonieră pe care a declarat statului că a plătit 15 milioane de lei. Dar, de fapt, Dănuț a plătit 22 de milioane de lei, bani pe care i-a furat de la Sandu și Petru, care în ziua nefericită au avut asupra lor 25 de milioane de lei. Doar trebuiau să schimbe valută, nu? Interogată, soția lui Bălțătescu a declarat faptul că garsoniera a fost cumpărată cu banii câștigați prin muncă cinstită de către Constantin, în Turcia. Pe 1 octombrie, Constantin s-a întors în România și s-a prezentat la audieri, unde a declarat faptul că banii cu care a fost achitată garsoniera nu au fost ai lui, ci au fost câștigați de Dănuț în urma unei tranzacții cu Mercur în Turcia. Pe lângă asta, a mai declarat și faptul că fratele său se află încă în Istanbul. Toate faptele și dovezile îi aduceau pe polițiști la concluzia că Petru a fost asasinat. Nu avea un cadavru încă, așa că decesul acestuia era greu de dovedit. Însă nu a oprit investigația. Într-un final, s-a reușit identificarea locului de unde au fost date cele două telefoane către Ecaterina. A fost identificată Ana Dosoftei, mătușa lui Dănuț, de la care au fost efectuate apelurile din 17 și 22 septembrie. Pavel Bota, concubinul Anei, a declarat că în ziua sosirii, Dănuț a avut cu el și o geantă de fâș albastră în care avea 25 de milioane de lei și că nu a părăsit locuința deloc până în ziua plecării. Astfel că Dănuț Bălțătescu a fost dat în urmărire generală prin Interpol, însă nu s-a primit niciun răspuns. Timpul a trecut, fără a se mai face niciun progres în acest caz, până când, la 26 februarie anul următor, Petru Podgoreanu, un muncitor la o exploatare forestieră, a găsit în zona Baraj Bicaz, la rădăcina unui brad, sub un morman de crenci, o pungă roșie. Pungă ce conținea un pistol cu gaze, marca Voltran White, cu calibrul de 9 mm, 18 cartușe cu gaz, un dirijor de jet, o pereche de cătușe cu chei, un portpistol, bile de plumb, un briceag și o pilă. Dintre toate aceste obiecte, punga, briceagul și pila au fost recunoscute de Sandu ca fiind ale lui. Le avea în torpedoul mașinii. În aprilie, frații Bălțătescu au fost arestați la Istanbul pentru mai multe fapte comise în Turcia. În acest context, polițiștii români au primit și răspunsul lung așteptat de la Interpol. Se pare că îl identificaseră pe Dănuț și promiteau să îl extrădeze. În 7 mai, același muncitor de mai devreme, într-o altă plimbare prin jurul barajului Bicaz, a găsit în adâncul pădurii, la rădăcina unui brad, un cadavru de om.
cadavrul lui Petru Tărâță. Se pare că acesta fusese legat cu un cablu subțire, oțelit, cu mâinile la spate și cu un laț de la picioare la gât, ca o legătură tailandeză. Moartea fusese una violentă, cauzată de asfixie mecanică provocată prin autoștrangulare. Pe 18 septembrie, Dănuț Bălțătescu a fost extrădat. S-a făcut reconstituirea la care Dănuț a avut o atitudine senină, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Acesta a fost condamnat la închisoare pe viață pentru comiterea 10 infracțiuni, omor deosebit de grav, nerespectarea regimului armelor, contrabandă calificată, uzurpare de calități oficiale, lipsire de libertate, tâlhărie, conducere pe drumuri publice a unui autovehicul cu permis necorespunzător, furt auto și distrugere. Procurorul de caz de la acea vreme spunea, conform publicației online Mesagerul de Neamț, că uciderea lui Petru Tărâță este una din crimele după care s-ar putea face un scenariu de film. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut, iar dacă doriți să dezbatem și alte cazuri, aștept ideile dumneavoastră în comentarii. Dacă nu ați văzut încă videoclipul despre Ion Rămaru, supranumit Vampirul din București, studentul la medicină care în anii 1970 a terorizat Bucureștiul prin uciderea mai multor femei, îl găsiți în partea stângă. Și țineți minte, dacă dețineți informații cu privire la fapte de acest gen sau orice alte fapte care sunt în contradicție cu legea, nu ezitați să sesizați organele competente. Să ne auzim cu bine data viitoare!